Continuăm drumul nostru mirobolant în acest Road to Glory cu Armenia Bielefeld. Suntem în Liga a doua din Germania, unde nu mai sunt așa de mari așteptările să promovăm. Suntem aici în Liga a doua, cum și ziceam, cu echipe mult mai puternice, mult mai bine finanțate decât suntem noi, cum ar fi Hannover, cum ar fi Hertha Berlin, multe alte echipe, uite, și Bochum mi se pare o echipă puternică care a fost o perioadă destul de mult acolo sus, Holstein Kiel, iar și este o echipă puternică, Düsseldorf, St. Pauli, Dynamo Dresden, Nürnberg, Doamne ferește, câte echipe de putere se află aici în Liga a doua. De asta, de data asta am verificat obiectivele. Nu mai avem așa de mare stres, multe cu low, două cu medium, într-adevăr zice jocul să, mă rog, echipa, clubul, că ar fi perfect dacă aș reuși să termin pe la mijlocul clasamentului și zic și eu că da, într-adevăr, aia mi se pare și mie corect. Având în vedere că bugetul nostru de transfer aici zice 9 milioane, având în vedere că am reușit să vând câțiva jucători, cred că unul sau doi au avut release clause sau ceva, oricum 4 au plecat de la noi de la echipă, dintre care doi jucători care au și fost destul de scumpi, era nigerianul și mai era încă alt jucător care au cotat pe la 1 milion, 2 milioane. Deci, aș vrea să zic că realistic bugetul nostru este de 5 milioane, hai să zicem 5 milioane, 6, hai să zicem 6 milioane că am făcut acele vânzări. Bun, deci 6 milioane este bugetul nostru realistic, l-am trecut aici în stânga mea jos să ținem minte și totodată ne gândim la salarii. Totul suntem în Liga a doua, mai mult ca sigur ar crește puțin bugetul acolo din perspectiva salariilor, din câte bine vedeți, i-am dat deja un salariu mare la portarul acesta care expiră contractul, cu greu ce am mai negociat acolo la 8.000 de euro salariu. Aș zice în felul următor, de amun colo putem să dăm la mai mult salariu ăsta de 7.000 de euro, care până acum numai Donis era prea slăvitul care își permitea un asemenea salariu aici, deci 7.000 niciun stres la tăți. Și peste 7.000 trebuie să fii un jucător bun și prefer să zic asta decât să rotunzești la 10.000, că așa m-am gândit prima oară, hai să zic 10.000, că e Liga a doua, Germania, deja vorbim de drepturile de la televiziune și toate cele care vin, mai mulți bănuți echipelor și mă gândeam să rotunzești la 10.000. Dar parcă, știi, totuși o echipă nou promovată, care n-are așteptări mari, ne dorim, visăm să ținem prea mijlocul clasamentului, zic eu 7.000 de euro toți salariul dacă va fi nevoie și măcar așa 3-4 jucători până în 8-9.000, știi, unul cu 9.000 acolo dacă o să fie cea deosebit, în rest cam 8.000, încă 3 jucători, maxim 4, nu? Ce ziceți? Mie mi se pare mișto și corect și deja avem unul, practic este portalul nostru, totodată desigur transfer budgetul nostru va depinde și de ce vânzări vom face, dar vom face anumite vânzări, asta înseamnă că și nu ne intră automat toți banii la noi în bugetul de transferuri, având în vedere că n-ai echipă nou promovată, toate cele, clubul vrea și ia bani acolo și da, din nou sunt cu semnul exclamării pentru că acest joc a absolut fantastic de bine conceput de jegoșii de la EA Sports. Dacă e cineva să se uite și de la EA Sports, serios, v-ați bătut joc de career mode. Ei au decis că, bă, da, Răzvan Lucescu ne-a promovat în prima ligă cu o echipă slabă, ai făcut treabă și de-abia am început sezonul și deja ești cu semnul exclamării. Serios, bro? Chiar trebuie să mă duc să-mi caut moduri, să-mi instalez moduri, să mă mai dea afară de la cluburi. În halul ăsta am ajuns. Adică totuși, obiectivele le-am îndeplinit, excepția la cu salariul care era medium, gen, bro, what the hell, what the beep, știi? Dar da. Ok, revenind la oile noastre, că mi-am și pierdut șirul ideilor, hai să vedem ce oferte ne-au venit aici. Vine ofertă pentru Koch de la Kasim Pasha, refuz că e na loan to buy. Și vin ofertă pentru Capuțca de la Southampton. Da, echipă mai mare ca noi, nu cu multul, dar Southampton îl dorește pe Capuțca. Jocul zice că poți să cer pe el cam 3.3 milioane. Aș încerca 4-5. Dacă mi-l dă cu 4-5 l-aș da, dacă nu, totuși Southampton, știi?
50-50, că și este o echipă cu care s-ar merita să faci un Road to Glory. E o echipă care pe vremuri era tot timpul în Premier League, făcea treabă și acum nici nu mai știu în ce ligă se află, să fiu sincer cu voi, nici nu știu prin ce ligă, nu știu dacă e a doua sau a treia, dar da, 4 milioane este suma pe care am să cer pe Capuzca, fără nicio excepție. E un jucător care de-abia l-am luat, îmi place, da, ia uite, da. A fost aproape Southampton, a fost aproape, dar nu, eu zic că 4 milioane merită băiatul ăsta și dacă o să-l vrea careva, o să ofere atât pe el. Ok, am văzut un jucător pe 1 milion, nice, nu știu exact jucătorul a jucat sau nu la noi, dar hei, 1 milion e 1 milion, eu zic că dintr-un milion clubul ne va da jumătate, 500.000 de euro, deci avem un buget în momentul de față de 6.5 milioane. Mă uitam și la celelalte salarii la care expiră că practic mi-a fost foarte mare stres cu portarul și numai pe el ce l-am luat în considerare să văd ce și cum stă treaba. Văd că mai sunt aici câțiva jucători care expiră cu contractele și în mare parte încă nici eu nu știu să le dau un nou contract sau nu, că acum o să-mi ceară să fie crucial player, eu poate aduc altul mai bun pe poziția lor și după care se ciondănesc că hey, că mi-a zis că sunt crucial și vreau să plec de aici, știi, așa, dacă transfer, uite, un nou RB și mult mai bun decât ăsta, apoi îi dau un nou contract ăsta și ăsta vede, bă, ia bă că e ăla înaintea mea, ăla e mult mai bun ca mine, da, hai, că nu mai cer să fiu crucial, cer să fiu poate squad rotation. Mă gândesc și eu că așa ar fi. Și din păcate Podolski, care chiar vreau să-i dau un nou contract, retiring at the end of the season. Este ultimul sezon pentru Podolski aici în lumea asta minunată a fotbalului și împreună cu noi aici la Armenia. Fai, ai, ai, ai. Da, îl vom lăsa aici să se retragă și sper eu că va face încă un sezon de la bun. Șmecher, ștecher, știi cum zic? Totuși stau și mă gândesc că poate am fost un picuț prea extrem cu salariul propus pentru faptul că eu te până și la echipe cum e Austria Viena sunt salarii de 10k, la Hajduk Split eu te 15k. Bine, hai să ne mai uităm la alte echipe de astea mai micuțe, uite, Copenhaga are aproape 20 de ca. Na bine, sunt echipe puternice din ligile lor respective, dar 8.000 e puțin dificil. Poate stau pe gânduri să cresc și eu salariul la 10k, măcar acolo câțiva, știi ce zic? Măcar 10k, 1, 2, 3, eu știu, ia-i pe care vrei. Wow, fără să-mi dau seama, am ajuns în ultimele 10 ore de transferuri și n-am făcut nimic. Wow! Într-adevăr, trebuie să mai fac pauze în timpul sezonului și să mai pun jucători pe scout. Deci ăla să fie un lucru foarte important, că așa dacă lăs cum am lăsat acum scoutul, știi, să-și facă treaba, sunt și scouteri de mai slabă calitate, hai să spunem așa, ce mi-am putut permite să-i cumpăr. Și va trebui și în timpul sezonului, știi, să mai fac câte o pauză, pac, oprim, stai să caut niște jucători, știi, scout, 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 că mulți dintre ei oricum sunt slabi, mulți dintre ei au salarii prea mari. Și asta să trească să modific de acum încolo. Că altfel, ia uite, ne trezim că suntem în ultimele 10 ore de transfer, n-am făcut niciun transfer și tot stăteam după scouteri că bă, nu prea ne permitem tare mult, nu neapărat ca și bani de transfer, ci ca și salariu. Dar, da, hai să vedem că totuși cred că tot trebuie să cumpărăm ceva, nu? Am spart și am rupt totul pentru acest transfer al lui Bazuer, un CB foarte interesant, pe care am plătit 5 milioane de euro, pe care tot o să reducem aici din bugetul nostru, plus un jucător, cel mai aveam acolo ca și swap, din câte bine vedeți, 5 milioane plus acel jucător, și este un jucător totuși cotat la 7 milioane, deci e bine, jucătorul pe care l-am dat eu era cotat pe la 900.000 de euro, de să zicem 1 milion, cam cu 6 milioane plus minus l-am cumpărat pe acest jucător. Problema a fost cu negocierile la salariu, acolo a fost jocul top de top, în sensul în care am început bine pe la 10k salariu, nu știu ce, tot negociam acolo, fac că bă, nu poți 9.000, nu. Și chiar m-am enervat și am făcut o fază, i-am zis, bă, 9.500, 9.500, știi, 9.000 de euro și 9.500 de euro, pardon, și am dat 500.000 de euro la semnătură. Am zis, bă, știi ce, hai, să fie și spun
vouă, că știi ce, că i-am dat signing bonusul ăla mare, dăm pace să stii singurul transfer ce-l facem în acest sezon. Nu, ce a zis, că era acolo agentul lui, fata. A, păi nu se poate așa ceva. 11.000 salariu și 300.000 la semnătură. Fă că, păi, dar manete, voi ați cerut în jur de 200.000, 10.000, fă că, bă, vă știți retardați? Și după aceea fac, na, 10.000 și cu cât a zis voi la signing bonus? Nu, 11.500, bă, voi creștiți prețul. Băi, frate, de nu știu de câte ori am ajuns acolo la limită la roșu, nu că mai era un pic de spațiu, bă, la limită. N-a vrut, mă, să mai accepte nimic și apoi am zis, dar știi ce, hai că nu vreau să-l pierd pe ăsta și am zis, uite, mă, uite-te ce joc cretin. Prima oară ar fi acceptat atât, nu știu ce, bine, poți să zici, uite, bă, ce negocieri s-au făcut acolo, că a crescut la jucător mai bine, dar vorbim aici de un joc, nu de realitate. Și mi-am încălcat puțin promisiunea, dar am zis că maximum 10K, 1, uite, 11.5. Dar, într-adevăr, este un jucător foarte, foarte de top și clar ne va ajuta enorm aici. Unde? Aici. Așa, tot îl punem așa în primul 11, logic. Poate să joace și CDM și KM, ceea ce mi se pare aș foarte tare. Wow, ca și CDM aproape că e mai bun ca și ăsta. Ia uite, Bozoer acolo ca și KM. Și ăsta, noul neozelandez nostru acolo. Da, nu le complicăm. Le lăsăm așa, că e bine, mai ales ucraineanul a jucat foarte bine Liga 3 și Dagula și a dat o grămadă de asisturi. Deci face o treabă bună. Ok, dacă ne uităm pe banca de rezerve, KM, KM, CDM, RB, 2KB și l-avem pe ăsta care nu știu ce caută aici. Na, se zice un fel de ST. Da, atât aș mai cumpăra. Mai avem un buget de cât 1.5 milioane și aș mai cumpăra un ST. Deci un ST de rezervă. Ceva acolo să fie că dacă, Doamne, fer să rupe Podolski sau ceva, știi, ne trebuie un ST. Acum întrebarea e una mână banii, care o să fie un stres, să găsim un jucător în buget. Și, într-adevăr, mi-a pus mulți jucători români aici, printre mulți alții, că am zis, bă, de ce nu? Hai să încercăm și câțiva jucători români, da, de găsești ceva ieftin și așa la nimereală. De întrebare, cine mi-ar fi plăcut mult Simic, dacă mai prea târziu? Ăsta e prea scump, că vor 2 milioane, ăsta 3 milioane e cotat acolo. Cred că Colici. Încercăm să luăm pe Colici de la Craiova. Să vedem dacă reușim la un buget acceptabil, mi-ar place dacă ar accepta și un schimb. Uai, ce mișto ar fi schimb pe schimb. Vreți un mijlocaș. Mijlocaș, aș vrea să-i păstrez pătă, să fiu sincer, așa că vom da remove de ăsta de player și hai să vedem oare cât ar vrea pe Colic. 900.000 de euro. Ok, am crezut că expiră contractul sau ceva, știi, și fac, hai să testez apele. 1.2 milioane. Da, ok, au acceptat, într-adevăr, este fix valoarea lui pe piață, să zic așa. Hai, Colici, ia uite ce pas faci tu aici din prima liga României în liga a doua Germania, ceea ce chiar e un pas, un mic pas înainte. Bine, nu echipa, ai tare bună. Puteai să alegi echipa mai bună. Dar da, hai să vedem, ia uite, salariul văd că per moment ne descurcăm. Da, 5.000 de euro. Bine, Pitbull, despre asta vorbim. Ok, super, bine. Ultimul transfer al nostru este Elver Colic de la Craiova pentru 1.2 milioane. Țin minte pe acest jucător înainte de accidentarea aia gravă care l-a ținut pe bancă cât aproape un an. Poate avem aici fani de craioveni care ne vor zice cât a stat el pe bancă. Dar țin minte că înainte de acea accidentare, bă, era un jucător foarte bun, nu era rapid, nu așa, ia uite cum e și cardul ăsta lui aici în FIFA. Dar frate, avea un finishing, cum are și cardul ăsta, uite, 71, parcă tot timpul știa unde să fie, unde să dea gol, mai așa ca Ronaldo, câteodată tap-in-uri, dar nu știu, mi se pare un jucător bun și clar că pentru noi ca rezervă, având în vedere ce sărăcie suntem și ce puțin bani mai avem, adică nu mai avem, a fost o decizie foarte bună să-i dau scout și ia uite că avem și un jucător bun de rezervă pe ST.
Totodată este și bosniac, deci merem așa pe ideea aia, că uite, știi, în zona aia de naționalități. Da, sunt happy cu transferurile făcute, chiar dacă sunt de-abia două. Mi se par transferuri, na, bozoier, un picuț greu, dar dacă stai și te gândești cum am făcut eu, în sensul în care, bă, am dat all-in pentru el, aici poate ar fi trebuit să ne intru în negocieri, dar voi refuza că nu mai vreau să... A, oricum, cred că nici nu pot să mai vând jucători, nu? A, ba da, că acum l-am pe ăsta acolo jucător. Știi că de obicei când ai doar banca de rezerve, degeaba negociezi tot acolo și faci totul să fie bine, că nu mai placă jucătorii, că na, rămâi cu lotul mai descoperit. Dar da, ok, deci cam atât pentru așa, pentru acest sezon. Să vedem dacă reușim să ne clasăm pe la mijlocul, pe la mijlocul clasamentului și da, ce a fi, a fi. Hai să vedem cum ne descurcăm în acest sezon din Liga 2 Germaniei. Ok, ne apropiem de finalul acestui sezon, văd că nu mai sunt meciuri și de data aceasta terminăm sezonul cu un like acolo în stânga sus, ceea ce desigur doresc și eu din partea voastră, deci dați chiar acum un click pe acel buton de like dacă n-ați dat încă și să vedem cum ne-am descurcat în acest mirobolant sezon. Deci, hai să vedem, nu am retrogradat, atunci n-aș prea avut like, ia zi. Dar da, ok, e bine că suntem pe linia de plutire. E să vedem pe ce poziție, cel puțin suntem în top 10, ne putem lăuda, bă, suntem în top 10, Liga 2. Suntem în top 9, Nuremberg pe locul 9, pe locul 8, Paderborn, opa, suntem în top 5, oare? Nu. Locul 7, cu 14 victorii, 10 egaluri și 10 meciuri pierdute. Ce ordonat și așa curat pare aici, știi, 14-10-10. Dar, într-adevăr, locul 7, hei, suntem în mijlocul clasamentului, cum ni s-a și cerut să fim. Echipele care vor promova sunt Hertha Berlin și respectiv Bochum și Heidenheim se va lupta acolo pentru promovare într-un meci de baraj. Dar, într-adevăr, nici eu nu mă așteptam să promovez așa hap-ceap din start, dar mă bucur că am îndeplinit obiectivul și că suntem, ia uite, aici în mijlocul clasamentului. Hai să vedem echipa. Vom începe cu portarul care a continuat și a evoluat la, uite, la 25 de ani, are 78 overall, plus 2 acolo în evoluție, Api un plus 1, Bozoer un plus 1, plus 2 ăsta, Rus un plus 1 cu Summit Transfer Request. Ah, bă, Rus! Da, se pare că ne vom despărți de Adrian Rus, ne vom despărți de el în următor sezon. La fel și cu Groș. Bă, ce v-a pucat, mă, că suntem 4 jucători pe KB, nu v-ați putut roti, nu? Ce s-a întâmplat aici? 2 jucători vor să plece. Wow. Ok, o scan și ăsta câte unul fiecare, așa frățește. CDM-ul nostru, ia uite, foarte bine, Marco, plus 3, 76 overall, ce tare. Ăsta l-am împrumutat prin, oricând, iarnă, mă oprisem iară să caut jucători, să pun pe scout și am primit ofertă, am zis short term, am avansat câteva zile, i-au acceptat, nu știu ce, hai bă, du-te acolo și măcar știu, întreabă că nu se supără și ăsta. Și nu știu exact cât a evoluat la noi și cât a evoluat acolo, dar na, se pare că per final plus minus plus 3. Da, cum a sunat asta, știu. Vreau să zic plus minus, că nu știu exact dacă a fost bine, dacă n-a fost bine, a evoluat mai bine la noi și mai bine lăsam la noi sau l-am făcut bine că l-am prunutat, habar n-am, dar ideea e că na, per total are o evoluție. Împreună cu polonezul nostru, uite, 71 overall, foarte bine. Ucraineanul n-a mai făcut nimic, Căpuțca un plus 1, rusul ăsta un plus 1, ăsta s-a mit în loan, request lol, Podolski, dar se retrage la final sezonului, are 40 de ani această legendă a fotbalului german și ia uite-l la 66 overall, minus 3 la final de drum. Acum se va retrage. Îți mulțumim, Podolski, un transfer făcut, cum ziceam, cu inima și cu amintirile pe care le-am pentru acest jucător și mă bucur că, uite, am jucat cu el două sezoane și chiar că sezonul trecut ne-a ajutat, a dat goluri, a dat asisturi. Să vedem și în acest sezon imediat cum s-a descurcat. Foarte bine și Doni sunt plus 2, ia uite, 71 overall. Colici a evoluat un plus 1, nu-i rău. Koch, împrumutat la Villarreal B, a evoluat și el un plus 2. Hai să vedem la statistici. Cele mai multe goluri marcate în echipa noastră a fost
Doniș, 19 goluri marcate de grecul nostru, inegalabilul Donis, zeul grec, ia uite, 19 goluri, aproape de 20 de goluri, ești nebun. Capușca și el 8, ia uite, Colici a jucat 30 de meciuri, da, cred că a jucat mai mult, da, a jucat un picuț mai mult decât Podolski. Doar 8 goluri, nu știu câte a fost din perspectiva de rezervă, cât a fost ca și titular, dar bravo lui. Surprinzător este Bazoer, poate că e înalt și na, dă goluri din corner. Mijlocașii mei față de sezonul trecut un picuț au cam pus piciorul pe frână și nu prea mai făcut tare multe, dar îmi place că amândoi 4 goluri și 6 asisturi, ia uite, la egalitate, frățește. Într-adevăr, la asisturi, clar, era doar ăștia doi cu celelalte asisturi, Capușca cu 5, Bozor cu 3, uite, Podolski cu 2 și 4 goluri în 18 meciuri, nu știu câte titular, câte rezervă și da, cam asta este cu Podolski. Cel mai scump jucător al nostru, ia să vedem, este portarul ăsta croat, fantastic, 53% a crescut cota, este cotat în momentul de față la 11 milioane jumate. 10 milioane este cotat și acest CDM al nostru, Forță Bozori, uite, 9 milioane, deci deja suntem pe profit cu el. Capușca 2.4, ăsta 2.1, Doni se uite aproape de 2 milioane și așa mai departe. Cel mai scump, cel mai mare salariu este Bozoer, cum și ziceam, făcut excepție și mă bucur că l-am transferat pe acest jucător, cred eu că va face o treabă bună în continuare și hai să vedem per total în ligă cum ne-am descurcat, player stats. Da, Donis, uite, pe locul 2 putem zice că la egalitate de goluri cu acel băiat de la Hertha. Deci putem zice că Donis la un pas să fie golgeter în Liga a doua Germania. Uite, un gol, frate, și era la egalitate cu primul loc. 2 goluri și era pe primul loc. Wow, ce jucător e ăsta, frate, oriunde îl cumpăr, ori de câte ori îl cumpăr. Băi, e prea bun, nu știu ce să zic, e fantastic jucător, să te gândești că joacă în Liga Ciprului pe undeva, da, wow, ce mișto ar fi ăsta în realitate prin Liga 1 a României, cred că ar face furori, ar fi ca pe vremuri Capetanos, dacă îl mai țineți minte, dar da, forță. Un sezon bun, un sezon corect, putem spune, un sezon care, uite, reușim să ne păstrăm în Liga 2 și asta înseamnă că clubul are mai mare încredere în noi, deci urmează sezonul viitor să avem și noi așa un buget mai interesant și posibil și salariul, să vedem cum reușim acolo să mișcăm și să negociem, dacă știi cum zic. Oricum, nu prea mult. Dacă aveți și voi idei, scrieți în comentarii mai jos cam ce vi s-ar părea realistic și desigur ne vom auzi în episodul viitor. Numai bine, pa, pa!